Și vin și mă bucur. Mă bucur că sunt foarte bravo că fac în spatele vostru da? în, cam, în camera. Vin cu proiectul care încă nu nu l-am spălat. Încă nu și-a revenit. Cred că o să-i pun ceva aici niște decorații. Ceva am, idee? Trebuie să-l fac ca să vă pun. Dar n am venit de ce asta. Am venit să, mă, să vă spun să mă judecați. Că sunt brava, dar sunt dațuleacă în obraz. De ce eu fac fără voi? Hei, de ce fac fără voi? Eu că am făcut așa un fel de tunică fetelor. E ca așa un fel de două feluri. Nu știu dacă la mine aici îți permite să-mi Cât mi-a rămas? Am făcut un proiect dintr-un proiect rămas. Trebuie să pun butoniera. Numai ce, numai ce e fierbinte l-am proiectat așa până la urmă, până ce am văzut că rămâne ultimul fir. Ultimul, ultimul fir. N-am vrut să las nicio, nicio acolo. Este foarte ușor, nu am nimic aici ce să vă arăt. Am format aici sus. Am format 87 86 și 1 pentru ca să în prejur, 87 de ochiuri și m-am dus prin prejur, fetelor. Am format cum, dacă o să vă uitați voi la mine la proiectul celălalt care l-am făcut uh, recent, uh, se numește, pare mi se cons constelație, nu, 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 nu. Înainte de constelații, am un proiect care am început să fac uh, împletesc și displetesc. Îmi cer scuze că spune că îmi plătesc și fac și desfac. Probabil. Dar asta este limbajul care l-am pus acolo și vreau să-l las pentru că e un limbaj moldovenesc și cred că nu vă deranjează. Ce am vrut eu să vă zic, fetilor, am executat acest proiect și am luat exact ca acolo, am format ca așa sus, aici în partea asta, am venit în, în partea asta și am urmat aici la gât, pe m-am dus cu umerii și pe urmă am venit în față cu umerii și în față, am ridicat de trei ori și film aici de trei ori, trei, trei, trei și atât și am lăsat aici să fie drept. Și m-am coborât în jos, am făcut umerii, ce am făcut aici la umeri, am făcut 2 împreună un jateu, 2 împreună un jateu și aici înainte de a scade am făcut un rând pe dos, apoi când am făcut înduceal pe dos, am făcut doi am împletit pe dos și al treilea l-am adăugat, doi am pe dos. Pentru când să scadem, să nu primească firul, știți, să nu se primească așa, să tragă. Datorită la aceasta, eu am executat uh, o leacă mai lărguță, foarte lărguță. Pe urmă am, 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 dus cu spatele și am mers de în jos, ultimul, pe ultimul ochi, nu în al împletem, pe dos când am ridicat, în al împletem, numai pe față le toate, pe ultimul, mai vorbesc încă o dată, în față am început să, să adaug feitelor, că am plătit așa, spune un centimetru jumate și pe urmă am început să adaug unul și am început așa, și doilea. Aici, jos, eu am adăugat, deodată când s le uniesc, am adăugat penultimul, am făcut doi. Din, din ultimul ultim am făcut doi, da? Înainte de asta. N-am făcut așa, știți, să adaug 8 trei ochiuri sau... Din ochiul de penultimul am făcut două ochiuri și exact așa și în spate. Și le-am adăugat. Vedeți că așa vine o că e datorită la aceasta? ochiul cele nu se ridică, dar vine din tricotare, vine de aici, a, Voi înțelegeți, da? Aici vorbesc. E ca vine de aici, din ochiul ăsta, da? Și de a dorit la aceasta, din ochiul acesta, eu am format, din ultim, am format încă un ochi înainte. Și el nu se, nu se dă voie să tragă și nu se dă voie să întindă. Că n-am adăugat cum, 1, 2, 3, da? N-am adăugat așa. Adăugăm așa când avem un număr mare de ochiuri, dar totuși chiar dacă am nevoie, mă loc să fac adausul de aici. el vine ca când Știți? De sus să trage. E foarte drăguț. Am mers jos cât aici? Vă 4, centimetri aici voi vedeți. 4-5 cm, apoi am început să adaug 1 și am adăugat încă 1. Am adăugat câte 4 deodată. 1, 2, 3, 4. Prima am mers 2-3 rânduri și am adăugat iar încă 4 și prima am adăugat încă 2 pe împărți. 1, 2. 10 ochiuri le-am adăugat într-un centimetru care și prima iar am repetat doi împreună jateu și aici este foarte simplu. 3 pe dos, 2 pe față, 1 pe dos, 2 pe față și până ce am făcut încheierea normală, simplu am făcut-o. Trebuie încă să o spăl și asta. Am venit pe jos să vă spun să mă laud, să mă laud, să mă laud, să mă judecați și să-mi dați în obraz de ce am făcut fără voi, dar este foarte simplu. Am gândit că dacă eu am atașat acest proiect și voi um, vă duceți să vă uitați, um, uh, dar este mărimele de ochiuri mai mici, dar e, cred că e mai normal, mai mici că o să înțelegeți mai, mai rapid. Uh, executați această uh, întoarcere aici, că am făcut întoarcere la spate, vedeți, așa o leacă pic, să vii foarte liber și spatele este o că mai lărguț, cum am făcut adausurile de aici deodată, fetilor, eu fac adausurile deodată, ca aici, ce mai fac eu încă? Și atât. Pare-mi se că când am unit aici, am, le-am răsucit și le-am unit. N-am adăugat niciun ochi, pentru că ele erau adăugate aici, când eu de acum adăugam la reglan. reglan a mers din două ochiuri, dar luam de aici un ochi și de aici un ochi. Deodată la mâini și n-am luat nimic, am început să nu iau nimic și pe că n am început de acum să mă întorc cu leaca în față, am început să de acum să adaug și mâinicele și în... Și în față și în spate. Este foarte ușor. Dacă voi o să învățați corect cum să faceți regla atomic, după aceea voi o să regulați singuri structurile. Atât. Mă așteptați de, cu alte proiecte noi, probabil în acest proiect. Acesta va am arăta așa numai cine o să uite detailat, o să-mi vadă secretele. Dar nu toți. Pa, pa! So, eu, după cum vedeți acest proiect, vă fac... În spatele vostru, dar eu cred că căciule mai aveți, mai știți, fac pentru nepoți cât de centimetri, 17, cm. și dar asta este fashionable, asta e, un, e foarte, foarte de mult, se spune că se, se spală la 40 de grade, mai sau o să vedem. Eu puțin, puțin așa elastic firul acesta, puțin, puțin are elastic prin el. Are, are elastic, așa un elastic prin el. Și de ce atașez bambu, e ca un fel de coton, vedeți? Prin, prin el. O să vă arăt cum încep aici. Este foarte drăguță. Cum se face acest cu crălic, Dar, am să vă arăt repejor cum închei. Cum închei? Așa. Dacă vedeți firul, eu l-am purtat tot timpul cu mine și închei. Dacă vedeți, marginea aceasta e la că este mai liberă. Nu merg așa cu ochiul simplu. Chiar că dacă vedeți, aici am făcut numai fără picioruță. Dar aduc carlego aici și mai fac un ochi. Și iarăși un următorul și mai fac un ochi. Iar aceasta este ultima încheiere. Se primește mai liber marginea aceasta, mai drăguță am găsit-o pentru că mă gândeam să-i fac ceva, ceva poate, știți, fluturaș, acele, dar este bine aranjată și aceasta. Când purtați firul cu voi, dacă acesta alba alam, vă rog să nu-l strângeți pentru că el are nevoie de flexibilitate. E că eu am executat până la sfârșit așa. Și căciula am să eu și repejor am să mă duc și am să o clătesc puțin. Ea este gata, pare mi se că se nu o să o numesc, știți, Eurovision fetelor așa s-a primit de drăguț și așa de repede, am făcut-o într-o seară. Într-o seară, mărimea aceasta micuță, foarte drăguță. Să vă spun de centimetri care ei sunt. Așa. Undeva 19, aproape jumate. Am cent centimetri aici. Nu vreau să o fac tare lunguță. Nu vreau că nu știu cum o să stei pe, pe ea. Cred că atât. Așa. Dați să spun cum am început eu aici, ca partea aceasta. Dați repede jur să vă spun cum am început. Sau, eu am luat 10 ochiuri, voi vreți luați 12 ochiuri. Câte ochiuri doriți? Prin magical, da? Și formați ochiurile care le doriți. Sau, luați ochiul dacă doriți. Uh, 8, dacă eu eu 12 ochiuri deodată, înseamnă că următorul o să ne iasă 24. Înseamnă că aici noi trebuie să avem 6 ochiuri. 6 ochiuri. Așa. Sau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ochiuri. 6. Am strâns nodul. Și acum mă ridic cu 1, 2, 3 și în fiecare ochi, fiți atenți, fac câte două. S-a luat masa albă, firul negru, sper să primească tot bine. Și câte două. Cârligul acesta o leacă nu e pentru mărimea care trebuie. Știe, cârligul trebuie să luați o leacă mai mic la căciulă cât vă spun. că eu așa am luat, lucrat ochiurile mari, cu un să am luat. Sau noi acum trebuie să avem 24 de ochiuri. Câte două în fiecare? Se mărește 24. Înseamnă că eu o să am 12 rapoarte, e ca așa, 12 rapoarte, ca că merge cu un uzor, așa ca așa, 2, 4, 6, 8, 10 și se primește ultimul, al 12 și facem încheierea. Nu mai fac încă un și fac încheierea. Așa, e că acum eu am 12 ochiuri. Acum eu o să am 12 rapoarte, așa, 12 ca de aceste care vă vedeți. Așa, fac 1, 2, 3 și, fiți atenți, eu pe cârlig și acum acesta ca să fie al eu din față. Și următorul al aduc aici. Sau, aveți fiți atenți, una o să primească ca când în fața acesta, pe față și următoarele o să primească pe dos. Acum iarăși, iar am ajuns aici la acest ochi, da? Și iarăși vin aici, sau eu m-am insertat, e ca așa, deasupra. Pentru mine elasticul meu a venit foarte frumos așa. Nu în spate, dar aici în cap și iarăși am venit unul aici și unul aici. Două. Acum a iarăși. Iarăși eu am venit aici în picioruț, aici, nu știu dacă se vede, și aici. Și am adus și iarăși aduc unul aici, în partea asta chiar e ca așa, a și în partea opusă. Și iarăși eu picărlic și că aici vedeți ochiul acesta. De că eu vin aici în cap la dânsul, vin aici și eu și eu din partea opusă am ridicat și am luat Și e ca așa, fitelor. eu acum adaug, este așa că eu adaug unul în partea aceasta și unul în partea opusă a ochiului. Două. Iară cu picioruț și vin aici în cap, da, aici, și mai vin în partea asta insert și am ridicat ochiul. Și iarăși vin aici și aici, între ele, da? Aici și aici între ele. Dacă voi doriți, luați de vorbă, nu 12, luați 14. Deodată raportul ce s-a luat, da? Trebuie să fiți atenți cum e firul la voi. La mine și s-a 10, pentru că e foarte elastic și vă spun să întinde. Așa, am luat 1, 2 și iarăși vin aici. Aici și aici am ridicat ochiul și a venit. Și am luat, am format două ochiuri unul în partea opusă și unul că am avut două ochiuri da? acum am din trei, că două pe dos merge și iarăși unul îl fac pe față așa și insert aici unul pe dos și alam aici unul pe dos sectală aici este pe dos aceasta, aduc unul de acum era format, la mine pe 2 primul Și am adus aici Și dacă voi vă uitați că acum se formează acum lor Ele e ca sunt, e ca aceasta de acum se evidențează Unul, iar la e 2 Că e mai de sus Acum ce fac? aici, iar trebuie să fac 1, 2, 3 Cu unul să fie pe 2 Și vin iarăși la fața aici Dacă vedeți iar în sear. Eu am adus aici și aici deasupra Și tragoleacă mai lunguți și iarăși, acum îi trăsam 3. Fiți atenți. 1, da? Să. Acum îi trăsam 3. Sau. E că acum eu am ridicat între acesta aici. Acum eu vin aici. Să nu pierdeți ochiul aici. Între acesta. Așa. 1. 2. Dacă voi, vedeți și al treilea. 3. Trei. Și iarăși vine acesta care e ca parcă mai bombat. Vine și iară deasupra aici, și aici. Și am pus aici. 1. În spate merge. Da, fetelor. 1. 2 și al treilea ca aici. Și iarăși. Al patrulea care vine de aici, vedeți, s ridicat pe față. El ne se arată, el o leacă prima dată, voi trebuie să le numărați. Și voi, ele se vede acum, ecta la acesta se vede că este mai ridicat, da? Vine de aici. Ce să se vede, că el vine de aici, da? El se vede că o leacă e mai mai bombat, celălalt te ducă în spate, dar aceste trei vin în față. E ca acesta se vede la mine. Sau, sau două, sau pe urmă trei, pe patru, tot așa am venit. Am venit și tot am venit în creștere. E așa este uzorul meu. Am făcut și eu o căciulă asta mai de mult și la mama soacră, numai că ea a venit cu un fel de uzor, dar tot așa a venit cu acesta deasupra. Dacă voi vedeți, e că acesta pe față a venit deasupra. Iectălăi. Restul vine pe dos, dar acesta vine pe față. E că tot așa este tricotarea. Și rezina se poate așa de făcut cu cărligul, dar se poate și așa, așa și între ele. Cum faceți voi, numai că acesta știți merge... Rezina merge, o leacă mai din, din picioruță luată dar acesta se inserting chiar între ele, da? Nu se ia din, din picioruțul ăsta. Dar numai pe față se ia din picioruț. Sper să fie clar, fetelor. pe jur, eu v-am arătat cum se face acesta, să iei în trei. Nu e nimic complicat aici. E și mai simplu. Da, vedeți? Păcând se formează în picioruț aici, aici își formăm aceste trei 3 ochiuri cu Aici am mers câte 1, 2, 3. Simplu. So, eu am atașat la această rochiță gănăcele. Ia uitați-vă ce drăguțe gănăcele. De culoarea. Sunt din lemn. De culoarea aceasta. Da. Și muncesc, muncesc albinuța. Eu îmi cer scuze, fetelor, pentru că care nu muncesc, spune că nu greșesc. Chiar am găsit și aici o greșeală, spune, din dragoste, pentru coreșetat și tricotat. Ba, e coreșetat? Ba, nu, e croșetat. Se foxează? Asta vreau să vă spun. Din dragoste, pentru coreșetat și tricotat. Da? Nu e multă lungă teorie, dar ce vreau să vă spun eu? Vreau să vă spun, fetelor, ați găsit la mine greșeli sau neînțelegeri? Da, mă întrebați, mă întrebați drăguț și frumos, pentru că eu vreau să vă ajut, vreau să vă spun că este baza în munca mea, care eu o fac gratis, se reamintesc, pentru că o fac gratis și o fac din inimă până când o fac din suflet. Ba chiar și din suflet. Și de aceea nu vă legați de orice, ci da' întrebați frumos dacă ceva nu mă exprim sau ceva nu-i clar. Vă mulțumesc mult pentru această atenție și sper să mă înțelegeți și să nu vă supărați, pentru că eu, eu nu mă supăr, dar știți, undeva, undeva doare, pentru că când iei bani, atunci te indignezi. Ce spui, măi, ce n-am mai înțeles și aceasta. Dar dacă fac în limba moldovenească și ceva n-ați înțeles, sau românește și ceva n-ați înțeles, îmi pare foarte mult rău și o să mă stărui și o să mă stărui, dar spun pentru că sunt moldoveancă, sunt moldoveancă și nu din regiunea României și nici pe de aproape, sunt din regiunea capitalei și de ce e la mine o leacă spulberă lembajul plus la aceasta s-a mai dus ce-a mai fost. Asta vă spun. Sau, eu acum vreau să pun butonier așa aici și am găsit o butoniere sau un nasture foarte drăguț. Sper să fie drăguț, sper să încapă. Și rochița, rochița sau sau cum să o numim noi, este, pot să spun așa, cum îi zicem noi, fetelor, nu rochiță, pentru că este scurtuță, o să fie până la bucușoare, o să fie așa, un fel de, de maio lunguț, da? E că acesta s-a primit foarte, foarte, foarte drăguț. Vă spun sincer, este foarte simplu și este foarte drăguț și sper să le placă pentru că pe mine mă aranjează foarte mult simplitatea în acest, și mai repet, în acest material care l-am avut eu, era de dorit cât mai simplu. Cât mai simplu.